Vă salut, dragi prieteni, și vă spun bun găsit! Sunt Claudia Mesea Paraschivescu și pentru astăzi vă propun să discutăm despre manuscrisele de la Nag Hammadi. Adevărul despre Geneză și Isus. Cine aprofundează Noul Testament se va întâlni cu Biblioteca de la Nag Hammadi. Despre ce este vorba? În 1945, un țăran arab a făcut o descoperire arheologică uimitoare. O colecție de 11 codice coptice și de fragmente din alte două codice au fost găsite lângă Nag Hammadi, în Egiptul Superior, la 600 de kilometri sud de Cairo, unde Nilul se întoarce de la vest la est. Țăranul a recunoscut mai târziu că unele texte s-au pierdut, fiind arse sau aruncate. Dar ce a rămas este uimitor. 52 de texte din primele secole ale erei creștine, inclusiv o culegere de evanghelii creștine timpurii, necunoscute până atunci. Pe lângă Evanghelia lui Toma și Evanghelia lui Filip, descoperirea includea Evanghelia adevărului și Evanghelia către egipteni, care se prezenta drept cartea sacră a Marelui Spirit nevăzut. Un alt grup de texte consta din scrieri atribuite adepților lui Isus, precum Cartea Secretă a lui Iacob, Apocalipsa lui Pavel, Scrisoarea lui Petru către Filip și Apocalipsa lui Petru. A devenit curând clar că ceea ce Muhammad Ali, țăranul respectiv, a descoperit la Nag Hammadi erau traduceri copte, făcute cu aproximativ 1500 de ani în urmă, ale unor manuscrise și mai vechi. Originalele fusese răscrise în greacă, limba Noului Testament. Prima traducere a lucrării Evanghelia adevărului a apărut în anul 1956. Prin eforturile lui J.M. Robinson și ale colaboratorilor săi, s-a realizat în 1977 traducerea în engleză a celor 52 de texte. Biblioteca Nag Hammadi, așa cum este numită colecția în prezent, conține o varietate de texte, negnostice, gnostico-necreștine și gnostico-creștine. Cea mai renumită lucrare este Evanghelia după Toma, care conține 114 presupuse afirmații ale lui Isus, ziceri și credințe care sunt foarte diferite de Noul Testament. În 1897 și în 1904, B.P. Grenfell și A.S. Hunt au descoperit la Oxirincus, în Egipt, afirmațiile necanonice sau așa numitele logii ale lui Isus. Cunoaștem acum că aceste papirusuri au provenit din textul grecesc, care a fost tradus ca Evanghelia după Toma în varianta coptă. Cele 52 descrieri descoperite la Nag Hammadi arată complexitatea mișcării creștine timpurii, astfel că ceea ce numim creștinism și identificăm drept tradiție creștină reprezintă în realitate doar o mică selecție de surse specifice, alese dintre duzini de altele. Cine a făcut această selecție și din ce motiv? De ce au fost celelalte scrieri excluse și interzise ca erezie? Ce le făcea să fie atât de periculoase? Manuscrisele de la Nag Hammadi oferă informații despre cea mai veche erezie creștină. Pentru prima dată, ereticii pot vorbi în numele lor. Creștinii gnostici au exprimat fără îndoială idei odioase ortodoxilor. De exemplu, unele dintre aceste texte gnostice pun la îndoială faptul că toată suferința, truda și moartea se datorează păcatului omenesc, care, în versiunea ortodoxă, a maculat o creație la origine perfectă. Alții vorbesc despre elementul feminin al divinității, preamărindu-l pe Dumnezeu ca tată și mamă. Alții încă sugerează că învierea lui Hristos trebuie înțeleasă simbolic, nu literal. Câteva texte radicale îi denunță chiar ca eretici pe creștinii catolici, care, deși nu înțeleg misterul, se laudă că misterul adevărului le aparține doar lor.
Textele de la Nag Hammadi, împreună cu surse cunoscute de mai bine de 1000 de ani din tradiția ortodoxă, relevă cum religia și politica se suprapun în dezvoltarea creștinismului. Studiind manuscrisele, putem vedea, de exemplu, implicațiile politice ale unor doctrine ortodoxe, precum învierea trupurilor, și cum concepțiile gnostice despre înviere poartă implicații contrare. Între timp, putem căpăta o perspectivă de o noutate surprinzătoare asupra originilor creștinismului. Când sunt analizate în funcție de subiect, există aproximativ 6 categorii majore separate de scrieri colectate în codicele Nag Hammadi. Iată, scrierile mitologiei creative și răscumpărătoare, incluzând versiunile alternative gnostice ale creației și mântuirii. Aici intră apocriful lui Ioan, ipostaza arhionilor, despre originea lumii, apocalipsa lui Adam, parafraza lui Sem. Observații și comentarii pe diverse teme gnostice, precum natura realității, natura sufletului, relația sufletului cu lumea, Evanghelia adevărului, tratatul despre înviere, tratatul tripartit, Eugnostos cel fericit, al doilea tratat al Marelui Set, învățăturile lui Silvan și mărturia adevărului. Texte liturgice și inițiatice. Discursul despre al optulea și al nouălea, rugăciunea recunoștinței, o expunere valentiniană, cele trei stele ale lui Set, rugăciunea Sfântului Apostol Pavel. Scrierile tratează în primul rând principiul feminin deficient și spiritual, în special cu Sofia Divină, tunetul Mintea Perfectă, gândul lui Norea, Sofia lui Iisus Hristos, exegeza pe suflet. Scrierile referitoare la viețile și experiențele unora dintre apostoli, Apocalipsa lui Petru, scrisoarea lui Petru către Filip, faptele lui Petru și cei 12 apostoli, prima apocalipsa lui Iacob, a doua apocalipsa lui Iacob, apocalipsa lui Pavel. Scripturi care conțin spusele lui Iisus, precum și descrieri ale incidentelor din viața sa, dialogul Mântuitorului, cartea lui Tom Contendentul, apocriful lui Iacov, Evanghelia lui Filip și Evanghelia lui Toma. Un număr mic de scripturi ale bibliotecii Nag Hammadi pot fi numite neclasificabile. De asemenea, trecerea timpului și traducerea în limbi foarte diferite de original au făcut ca multe dintre aceste scripturi să fie neclare, confuze în ceea ce privește stilul. Unele dintre ele sunt de citire dificilă, în special pentru cititorii care nu sunt familiarizați cu imagini gnostice, nomenclatură și altele asemenea. De asemenea, în majoritatea acestor scripturi există lacune în câteva dintre texte sau pierdut secțiuni extinse din cauza vârstei și deteriorării manuscriselor. Cea mai ușor de înțeles dintre scripturile Nag Hammadi este fără îndoială Evanghelia lui Toma, cu Evanghelia lui Filip și Evanghelia adevărului ca secunde apropiate în ordinea unei înțelegeri ușoare. Din fericire, aceste texte au fost foarte bine păstrate și au puține lacune. În Evanghelia adevărului, textele relatează originea speciei umane în termeni foarte diferiți de pasajele obișnuite ale facerii. Povestea grădinii raiului este spusă din perspectiva șarpelui. Aici, șarpele, cunoscut de mult ca apărând în literatura gnostică ca principiul înțelepciunii divine, îi convinge pe Adam și pe Eva să ia și ei parte la cunoaștere, în timp ce Domnul îi amenință cu moartea, încercând cu gelozie să îi împiedice a reuși să atingă cunoașterea, și în cele din urmă dându-i afară din paradis. Evanghelia adevărului a fost denunțată ca plină de blasfemii de către episcopul Irineu, care conducea biserica din Lyon în jurul anului 180. În Evanghelia lui Filip găsim fapte și ziceri ale lui Iisus total diferite de cele cunoscute din Noul Testament. Însoțitorul Mântuitorului este Maria Magdalena,
Însă Hristos o iubea pe ea mai mult decât pe ceilalți apostoli și obișnuia să o sărute pe gura sa. Ceilalți apostoli fură răniți în sentimentele lor. Ei îi spuseră lui Iisus, de ce ți la ea mai mult decât la noi? Mântuitorul le răspunse, din cauza mea. Putem citi în Evanghelia lui Filip. Rugăciunea Sfântului Pavel este primul manuscript din primul codex, numit și Codexul Young, din biblioteca Nag Hammadi. Textul, precum celelalte codexuri, este scris în limba coptă, însă titlul este scris în greacă, limba originală a textului. Din acest manuscris lipsesc două rânduri din prima pagină. Textul este clar că nu a fost scris de apostolul Pavel. Mulți cercetători ai textului l-au identificat ca fiind o scriere valentiniană. Acest lucru indică faptul că a fost scris între anii 150 și 300 după Hristos. Cercetătorii au făcut paralele cu multe alte texte care ar putea fi drept surse, incluzând Corpus Hermeticum, cele trei stele ale lui Set și Biblia după Filip. Apocrifa lui Iacob, cunoscută și sub numele de Cartea Secretă a lui Iacob, reprezintă un apocrif al Noului Testament. În acest text sunt descrise învățăturile secrete ale lui Iisus către Petru și Iacob, date după învierea lui, înainte de înălțare. O temă majoră este aceea că trebuie să accepte suferința ca fiind ceva inevitabil. Textul este o traducere grecească din limba coptă și este singura versiune care s-a păstrat. Iisus dă lecții apostolilor destul de neobișnuite și aparent aflate în contradicție. El îi invită pe Petru și pe Iacob în împărăția cerurilor, însă ei sunt distrași de întrebările celorlalți apostoli și pierd șansa. După aceea, Iacob trimite 12 apostoli, indicând, precum și în alte documente apocrife, că Iacob a devenit liderul mișcării. Tratatul tripartit. Acest text aparține secolului al III-lea sau al IV-lea și este o lucrare gnostică ce se găsește la Nag Hammadi. Este împărțită în trei părți și cuprinde determinismul Tatălui, creația umanității, răul, tripartiția umanității și acțiunile Mântuitorului. Apocrifa lui Ioan sau Cartea Secretă a lui Ioan începe cu o chemare de a descoperi mistere și lucruri ascunse în tăcere. Mistere despre care Iisus l-a învățat pe apostolul său Ioan. Iisus a plecat acolo de unde a venit. S-a estimat că această carte datează dintre anii 120-180 după Hristos. În acest document găsim referințe a trei entități, psihicul, spiritul și materia. Toate trei sunt descrise într-un portret detaliat. Primul este psihicul Adam, al demiurgului Jaldabaot sau Satan, arogant în spirit. Sunt Tatăl și Dumnezeul și peste mine nu este nimeni, cu cei 7 emisari, creați după imagine, reflectați în haos, al Tatălui perfect, primul om în forma unui om. Evanghelia lui Toma datează din anii 50-140 după Hristos. Ca și în cazul evangheliilor canonice, nici în privința Evangheliei lui Toma nu putem răspunde în mod precis când și unde a apărut. Lipsesc manuscrisele autografe, iar referințele din text constituie încercări de a obține legitimitatea scrierii sub pretextul că ar aparține unei figuri prestigioase, mai exact un ucenic al lui Iisus. Despre locul în care a fost scrisă Evanghelia lui Toma putem ști din indicația prețioasă chiar în prologul cărții. Acestea sunt cuvintele cele ascunse pe care le-a grăit Iisus cel viu și pe care le-a scris Didimos Iudas Toma. Didimos și Toma în greacă înseamnă geamăn. În Ioan, capitolul 11, versetul 16, se precizează Toma, care se numește Didimos. Din informațiile privind faptele lui Toma, putem spune că Evanghelia după Toma a fost scrisă undeva în Orientul Mijlociu, între anii 50 și 140 după Hristos.
este ușor să ne dăm seama că Evanghelia lui Toma, la fel ca multe alte scrieri, este un text gnostic. Gnosticismul este o religie dualistă care își propune eliberarea omului prin dobândirea unei cunoașteri, gnosis, tainice, ezoterice, rezervată unor inițiați și superioară oricărei credințe. Această idee este sugerată și din prologul Evangheliei. Tot aici găsim multe diferențe față de Evangheliile canonice. În textele canonice, în Ioan, capitolul 11, versetul 26, de exemplu, se spune că oricine crede în mine nu va muri în veac. În Evanghelia lui Toma găsim, oricine va găsi înțelesul acestor cuvinte nu va gusta moartea. Aici, viața veșnică fiind dobândită prin cunoaștere. Un alt indiciu interesant. Iisus a spus, fariseii și cărturarii au luat cheile cunoașterii și le-au ascuns. Nici ei nu au intrat, nici nu i-au lăsat pe cei care doreau să intre. Iar voi fiți isteți ca șerpii și curați ca porumbeii. În textul copt, cuvântul cunoaștere este redat chiar prin termenul grecesc împrumutat, gnoza, care putea desemna învățăturile ezoterice prin care se dobândea mântuirea. Un alt indiciu prin care ne putem da seama de caracterul ezoteric, rezervat doar pentru inițiați. Iisus a spus, eu spun tainele mele acelora care sunt vrednici de tainele mele. Însuși Iisus vorbește despre cheia cunoașterii. În Luca, capitolul 11, versetul 52. Deși conține multe elemente gnostice, Evanghelia lui Toma nu are arhitectura unui sistem de credințe gnostic. Găsim într-un pasaj o polemică împotriva trinitarismului. Iisus a spus, acolo unde sunt zei, ei sunt zei, acolo unde sunt doi sau unul, eu sunt cu el. Să fie oare vorba despre o respingere a unui model trinitar în favoarea celui dualist gnostic sau monoteist creștin? În Sofia sau înțelepciunea lui Iisus Hristos găsim noțiunea a trei divinități într-o ierarhie aparent bazată pe geneză. Omul nemuritor este Dumnezeu, Fiul omului este Adam și Fiul Fiului omului, Salvarea, este Set. Manuscrisul coptic este datat din secolul 4, însă conține și fragmente grecești datând din secolul 3. Textul este foarte asemănător cu epistola lui Eugnostos, însă cea din urmă prezintă modificări și adăugări creștine. Conținutul mistic descrie creația zeilor, a îngerilor și a universului cu accentul unui infinit și metafizic adevăr. Textul este compus din 13 întrebări din partea discipolilor, urmate de un discurs al lui Iisus. Câteva întrebări sunt, cum să găsească adevărul? Iar Iisus le răspunde explicându-le ceea ce este minciuna. Alte întrebări sunt referitoare la cum au început lucrurile. Despre identitatea lui Iisus, despre imortalitate, numărul de spirite și, în cele din urmă, ultima întrebare, de unde au venit și care este scopul omenirii. În textul Dialogurile Mesiei, Iisus discută cu discipolii săi, în special cu Matei și Iuda sau Toma. Textul a fost scris undeva între anii 120-180 după Hristos și conține discuții despre mitul creației bazat pe geneză, cosmogonie interpretată și un fragment al unei viziuni apocaliptice. Textul apare o singură dată în codex și este grav deteriorat. Bucățile care au scăpat indică conținutul general al unei discuții cu Iisus într-un mod similar cu Evanghelia lui Toma. Este posibil ca acest text să fie bazat pe Evanghelia lui Toma. Cele trei stele ale lui Set este singura copie care a supraviețuit, descoperită printre celelalte la Nag Hammadi. Textul este posibil să aparțină cultului gnostic setian. Îl vedeau pe Iisus ca pe un erou, fiind de fapt reîncarnarea lui Set. Textul a fost scris în secolul al III-lea, în timp ce au devenit mai separați de creștinism și mai aproape de platonism. O altă descoperire de la Nag Hammadi
este textul trimorfic Protenoia, un text setian gnostic. Numele textului înseamnă primul care este în cele trei forme, incluzând credințe setiene. Textul este neobișnuit, deoarece este scris ca și cum l-ar fi scris însuși Dumnezeu și conține explicații ale naturii cosmologice, creației și o perspectivă a lui Isus. Textul pare dificil de înțeles, dar probabil aceasta a fost și intenția. Gnosticismul era concentrat mai mult spre cum textele influențau oamenii decât conținutul lor. Învățăturile secrete au fost scrise în așa fel încât nu oricine citea să poată să înțeleagă. Textul se pare că a fost scris pentru un nivel înalt de inițiați. Acum stați, vă voi dezvălui misterele mele, pentru că sunteți frații mei și le veți cunoaște pe toate. Aici este într-adevăr un mister. Următoarele linii lipsesc urmând, am spus lor despre misterele mele. Unele speculații iau în considerare posibilitatea ca aceste linii să nici nu fi existat, iar absența lor să facă parte din învățătura textului. Mai sunt și alte cărți în codexurile descoperite la Nag Hammadi. Multe dintre ele au fost denunțate ca erezii de către membrii ortodoxi. În lupta pentru supraviețuirea creștinismului, de la începutul erei creștine, aceste texte au fost ascunse sau unele dintre ele chiar distruse. Știm că mulți dintre primii discipoli ai lui Isus erau condamnați de către alți creștini ca fiind eretici. Însă, tot ce se știa despre ei provenea din atacurile cuprinse în scrierile oponenților lor. Aceste evanghelii ascunse arată și cealaltă versiune. Cercetarea acestor scrieri este extrem de importantă în cunoașterea îndeaproape a vieții lui Isus. Chiar El ne-a spus: și veți cunoaște adevărul, iar adevărul vă va face liberi. Există însă riscul ca acest adevăr să slăbească credința în Biblie a creștinilor. Ce credeți, dragi prieteni? Aștept cu nerăbdare părerile voastre în secțiunea de comentarii de mai jos. Până data viitoare, vă doresc numai bine. Pe curând!